Pentru familia mea, sănătate multă, în primul rând ne dorim și să-mi ajungă copiii cu bine acasă. Slavă și cânta și la bucura! Sărbători fericite, mult sănătate și fericire! Ce să doresc? Sănătate la toată lumea, toată România și diaspora, că eu am acolo pe cineva. Crăciun fericit, la mulți ani pentru anul 2015 și viitor. Sărbători fericite, Crăciun fericit și tot ce își doresc. Sărbători fericite pentru Răzvan Ovidiu și toată familia și la mulți ani 2015. Președintele nou ales a României și la toți pășcănenii să fie mai cuminți, mai gospodari și să gândim numai bine, să uităm de rău și la mulți ani la toată lumea. La mulți ani la toată lumea, sărbători fericite și un an nou cât mai bun. Le doresc în primul rând sănătate, putere de muncă și spor la bani. La mulți ani la toată lumea. Pentru copii, în primul rând, pentru soție, pentru nepoții mei dragi, un băiat și o fată. Am o nepoțică mică de 1 an și 4 luni, sănătate și tot ce-și doresc la viață. La mulți ani, sărbători fericite, ziua mai bun, mai bogat, ce să vă treaba cu apa vitală pentru buzunarul nostru, ca asta în primul rând, rest, sănătate mai bine. Ne dorim la toată lumea numai bine, sănătate, înțelegeri, pacei, pacei, așa, și sănătate la copiii mei, Radu Andrei, Cătălin Dorian și la toți din familie și la toată lumea. La mulți ani, ce mă venim, sărbători fericite și sănătate la toată lumea. Mama, la mulți ani, sărbători fericite pentru tata, nu mai știu, colegi, foști colegi și sărbători fericite. Sănătate, sărbători fericite și un la mulți ani. Multă sănătate, că restul le face. Multă sănătate, bucurii, speranțe în suflet și toate cele bune la toată lumea. Pentru părinți, pentru frați și pentru nepoțele, un Crăciun cât mai fericit, luminos și cu mici bucurii. Cei dragi, pentru soțul Ioan, pentru copilul meu Ionuț, pentru toți copiii mei și pentru toate neamurile și toată familia, la mulți ani! La mulți ani și toate cele bune! Sărbători fericite! Sărbători fericite și un an mai bun! La mulți ani și sărbători fericite tuturor! La mulți ani pentru soția, mama, copii și toată lumea! Sacra, socru! Mama, tata! La toată lumea! La toată lumea și nouă! Mulți ani trăiască! La părinți, la frați, la sorori și la tot neamul. La mulți ani și sărbători fericite! Sărbători fericite! Pentru fetele mele, Brândușa, Daniela și Ana Maria. Îi urez multă sănătate și sărbători fericite! Multă sănătate, sărbători fericite! Și tot ce-și doresc toată lumea, din familiei și la toți cunoscuții, la mulți ani și sărbători fericite. Toate bine. Părinți, la surori, frați, ăștia. Ce multă sănătate, că asta e pe primul plan, bucurii și să anul viitor să le aduc ceva mai bun decât anul. La surori, la frați, sănătate mult, la mulți ani, bucurie și tot ce-și doresc. La către frați, surori,
și toți cei dragi, cei care m-au simpatizat și îi simpatizez și eu, multă sănătate, sărbătorile să le aducă bucurie și sănătate, că cel mai sunt decât toate, cel mai bun decât toate. Vă multă, multă sănătate și fericire! Sănătate la mulți ani și îndeplinirea dorințelor care le au într-o cât mai mare măsură, că la viața din ziua de astăzi, ce spun, la mulți ani, la soție, fetițe și tuturor celorlalți membri din familie. Păi le urez sărbători fericite la părinți și la toate neamurile mele. Lui mami și lui tati. Ce le spui? Că iubesc. La tot poporul. La mulți ani și numai bine. Sărbători fericite. La mulți ani, lui mama, lui tata, la familie, la băiețul fii sănătos, băiețul că este bolnăvior. Mult sănătate la toți copiii care n-au părinți și care au. Sărbători fericite. La fiul meu urez multă sănătate, bucurii și să fii mai înțelept. Sărbători fericite, să le aducă moșul tot ce-și doresc și să fie sănătoși și să se bucure de Crăciun în familie. În familie. Multă sănătate la toți cei care ne cunosc, sărbători fericite, tot ce-și doresc și la mulți ani. Un an mai bun. Și dumneavoastră la fel. La mulți ani și sărbători fericite! Sărbători fericite și la mulți ani! Să vină un an bun cu un președinte mai care depune acum jurământul, să aducă o prosperitate în țara aceasta, că trebuie și prosperitate, că dacă nu avem, atunci pleacă toți românii pe siotare și rămâne țara goală. Niciodată câmpul parcă e de vată, fulgișorii cei zglobii, haideți să vedem copii. Fulgii toți prin aer doară și ușor încep să cearnă, peste brazii de la munte care vor ca să se mute chiar casa voastră pentru ziua de Crăciun. Un an nou fericit, sărbători fericiți, la mulți ani! Sărbători fericite și numai bine! Le urez un an bun, cu bucurii. Aho, aho, tot pe drum și prin soare, am venit din sărbătoare, cu răsărbătoare, zânga, zânga, clopoțe, hamătare, băță, băță, ne-am trecut noi drumul fără, de-am venit cu clopoțe, la bune, la bune, la bune, dor, dor, zânga, zânga, clopoțe, hamătare, băță, la album cu bucurie, am băgat fie, tătătă, arunc în pie, frugul fără, în pragul, bază, tătă, pașă, toate la urechi, clopoțe, hamătare, băță, la anul și la mulți ani. Dragi pășcăneni, cu ocazia Sfintei Sărbători a Crăciunului, vă urez să aveți parte de bucurie în suflet și în familie, sănătate și prosperitate. Cu toții știm că anul 2014 a fost un an dificil, cu numeroase încercări și provocări, dar și cu noi începuturi de drum. Important este că am reușit să trecem cu bine peste ele, că nu ne-am pierdut speranța și puterea de a construi împreună un viitor mai bun. În aceste momente magice, acum când minunea nașterii Domnului ne cuprinde sufletele și ne înnobilează, trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru, cei care din diferite cauze nu se pot bucura de aceste sărbători.
Tuturor vă doresc liniște în suflet, sărbătorile de iarnă să vă găsească alături de cei dragi și să aveți parte de cadourile mult dorite din partea lui Moș Crăciun. Crăciun fericit! Vă doresc tuturor viață lungă, sănătate și bucurie. Să nu uităm de tradițiile și obiceiurile noastre, să ne bucurăm de luminile Crăciunului și de glasul colindătorilor. Sărbătorile să ne aducă în suflet lumină, credință, putere pentru a ne îndeplini aspirațiile într-un an nou, mai bun, mai liniștit și mai generos. La mulți ani! Sfânta Sărbătoare de Crăciun este cel mai potrivit moment pentru a uita de ce a fost rău, pentru a face loc speranțelor și bucuriilor în suflet. Vă doresc să aveți parte de cele mai frumoase sărbători de iarnă alături de cei dragi. Crăciun fericit și la mulți ani! Dragii mei, Crăciunul este iubirea pe care o dorim celor dragi de sărbători. Este zâmbetul pe care îl oferim familiei, copiilor și nepoților noștri. În aceste zile de sărbătoare îi ascultăm pe toți semenii noștri și le dăruim din puținul pe care îl avem. Crăciunul suntem noi toți mai uniți și mai puternici. Din partea mea, primiți toate urările de bine. Crăciunul și noul an 2015 să vă aducă sănătate, prosperitate, căldură și vise împlinite. Sărbători fericite alături de cei dragi. La mulți ani! Sfintele sărbători de iarnă să vă aducă în suflet lumină, pace și bucurie, să vă bucurați împreună cu cei dragi, să aveți un nou an mai bun și plin de realizări. La mulți ani! Sărbătoarea Crăciunului creează acel moment unic din an în care ne aducem aminte cu nostalgie de tărâmul copilăriei și în care, într-o firească filozofie a începutului, ne facem planuri pentru viitor. Aceste sărbători ne oferă bucuria și plăcerea de a transmite gândurile noastre alese pentru anul următor și pentru sărbătorile creștine ce ne învăluie în mireasma lor și în sunetul frumos al colindelor. Crăciun fericit și un an cât mai bun! Stimați pașcăneni, fie ca magia sărbătorilor de iarnă, cu zvon de colinde și clopoței, să aducă fericire, sănătate și bunăstare în căminul vostru. Miracolul nașterii Domnului să vă învăluie în magia speranței, să vă umple viața cu bucurii și împliniri. În noul an vă doresc să aveți parte de tot ce aveți și mai vreți, de tot ce nu aveți și vă doriți și de tot ce vă lipsește și nu știți. Crăciun fericit și la mulți ani! De Crăciun și de Anul Nou, vă doresc să fiți sănătoși, voioși și la pungă groși. Anul care vine să vă aducă mulțumiri și satisfacții. Doresc numai bine, sănătate tuturor pășcănenilor și nu numai. Dragi pășcăneni, în aceste zile frumoase, când ascultăm colindul străbun, vă rog să primiți cu drag gândurile mele de prețuire, realizări depline, sănătate și spor în toate. Crăciun fericit! La mulți ani! Prilejul Crăciunului doresc să adresez tuturor urări de bine, iar cu ocazia anului nou, un la mulți ani alături de cei dragi. Să nu uităm de copiii noștri, să nu uităm de bătrânii noștri, să nu uităm de toți cei care au nevoie de mângâiere sufletească. Încă o dată la mulți ani și să ne revedem cu bine în 2015.
În aceste zile frumoase, când aerul vibrează de clinche, de clopoței și colinde, vă doresc ca toate așteptările să vi se împlinească. Vă doresc ca sărbătorile de Crăciun și Revelion să vă aducă în suflet și în casă lumina speranței și a bucuriei. În noul an, 2015, vă urez să aveți parte de multă, multă sănătate, curaj, noroc și succese în tot ceea ce veți întreprinde. Crăciun fericit și la mulți ani! Dragii mei, vă doresc ca Sfintele Sărbători să vă găsească în pace alături de cei dragi, în familiile reunite, să aveți sărbători luminate, fericite, iar noul an care vine să vă aducă bucurii, spor și să aveți rezultatele pe care vi le doriți. La mulți ani, vă spun cu drag, deputatul Petru Movilă. Dragi cetățeni, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și în așteptarea noului an 2015, fiecare dintre noi, fiecare familie din orașul Târgu Frumos, ne dorim sănătate, fericire și spor în toate. Suntem împreună pe un drum ascendent spre binele orașului nostru, iar succesele obținute până acum poartă pecetea muncii susținută cu multă răbdare și multă înțelepciune. Trăim împreună satisfacția că orașul Târgu Frumos devine pe zi ce trece o veritabilă citadelă de frumusețe și civilizație, iar această satisfacție sunt sigur că umple de mândrie inimile tuturor târgoveților. Întreaga echipă a primăriei orașului Târgu Frumos vă mulțumește pentru aportul dumneavoastră și vă asigurăm că drumul spre împliniri este în plină desfășurare. Primăria orașului Târgu Frumos urează tuturor târgoveților cele mai sincere gânduri de sănătate, prosperitate și împliniri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Crăciun îmbelșugat și un an nou fericit! La mulți ani! Anul 2014 a fost un an bun pentru noi, administrația locală, pentru că am reușit să facem niște lucruri bune pentru orașul Hârlău, pentru satul Părcovați. Sigur că este loc și pentru mai bine și când spun asta, mă refer la faptul că nu am realizat toate proiectele care le-am promis și le-am făcut pentru a obține finanțare, dar cred eu că în 2015 se pot obține finanțări la anumite proiecte care sunt foarte importante pentru oraș și cred că cu sprijinul atât a colegilor din administrația locală, cât cu cei din administrația județeană și din administrația centrală, putem să sperăm să obținem finanțare la multe proiecte pentru orașul Hârlău. Și de aceea închei prin a ura tuturor cetățenilor din orașul Hârlău și satul Părcovaci multă sănătate, multă fericire, să ne dea Dumnezeu un an pe măsura năzuințelor noastre și să ne întâlnim fericiți în 2015, chiar începând de pe 3 ianuarie, când la Hârlău este acel festival mare a datinilor și obiceiurilor de sărbătorile de iarnă, la care invită pe acum pe toți să participe cu încredere și speranță că obiceiurile noastre vor fi transmise, deci obiceiurile tradiționale de anul nou și de Crăciun, să fie transmise mai departe celor care vin după noi. Și închei prin a spune tuturor la mulți ani fericiți! Sărbătorilor de iarnă doresc să transmit un călduros la mulți ani
multă sănătate tuturor locuitorilor comunei de Leni. Le doresc pe această cale să aibă sărbători frumoase, să se bucure de tot ce este frumos în acest an și în anii care vor veni, alături de familiile lor. Le doresc un gând bun din partea salariaților primăriei comunei de Leni. Le transmit la fel și din partea Consiliului Local mulțumiri și sper ca și în continuare, așa cum și până acum au dat dovadă de implicare în viața comunității, să o facă și de aici încolo. Noi le promitem că vom face ca și până acum o administrație eficientă, o administrație îndreptată spre nevoile cetățeanului și vom încerca pe cât posibil să rezolvăm cât mai multe din problemele pe care această comunitate le are. La mulți ani tuturor, la mulți ani 2015, multă sănătate, succes și doresc ca speranța din sufletele lor să devină o realitate. Stimați cetățeni ai comunei Heleșteni, deja am mai trecut un an din acest mandat al primarului Hâra Constantin. La sfârșit de an, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun, nașterea Domnului Iisus Hristos și a sărbătorilor de iarnă, vă urez multă sănătate, prosperitate și succes în întreaga activitate, iar anul 2015 să fie un an cu bucurii și sănătate. La mulți ani! Stimați ruginoșeni, anul 2014 se apropie de sfârșit. În acest an au avut loc evenimente și bune și mai puțin bune pe raza comunei noastre. Vrem ca în anul ce vine acele neajunsuri să le îndepărtăm, să le eliminăm din viața noastră de zi cu zi. Dar totul depinde și de dumneavoastră. Dumneavoastră, cei de acasă, toți cei de pe raza comunei noastre, dornici să participe la buna dezvoltare a comunității noastre. Nu ne rămâne decât să începem noul an cu bine, cu sănătate și cu multe, multe bucurii. De aceea, dați-mi voie, în numele meu personal și în numele Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, să vă transmit dumneavoastră, ruginoșenilor, sănătate, multă prosperitate și un nou an la mulți ani. Oameni dragi, vă doresc ca liniștea și căldura Crăciunului să vă poposească în case, acum și pretutindeni, iar noul an 2015 să vă aducă sănătate și prosperitate. La mulți ani! Dragi tătărușeni, suntem în preajma Sfintelor Sărbători ale nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, ale anului nou și bobotezii. Cu acest prilej vă rog să-mi permite să vă adresez cele mai calde urări de sănătate, să vă doresc să aveți parte de prosperitate în anul care vine, un călduros la mulți ani și să ne găsească aceste sărbători pe toți mai buni, mai senini și mai fericiți. La mulți ani, tătărușeni! Locuitorul comunei Stolniceni Prăjescu, le doresc un Crăciun fericit, un an nou 2015 plin de realizări, cu multă sănătate și bunăstare. La mulți ani! Dragi pășcăneni, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, care sunt probabil cele mai importante din calendarul unui an, vă doresc să fiți sănătoși, chiar dacă eu conduc o instituție care am nevoie de pacienți pentru a exista, să fiți sănătoși, să vă bucurați. Știu că în această perioadă toți pășcăneni trec printr-o perioadă dificilă datorită anumitor chestiuni legate de viața de zi cu zi. Însă trebuie să învățăm că, având răbdare, fără să fim furioși, că toate lucrurile, bunul Dumnezeu, o să ne îndeplinească. Așa că
dacă o să fiți înțelegători, buni, cu cei de aproape, cu cei care credeți că vă sunt dușmani, nu trebuie să avem dușmani, totul va merge foarte bine. Vă urez un an mult mai bun decât cel din 2014 și am certitudinea că va fi un an mai bun. La mulți ani și sunt un om care sunt alături de dumneavoastră. În această perioadă de an, care este unică, sărbători de iarnă, sărbători de Crăciun, sărbători de anul nou, este o perioadă unică a anului și care este o tradiție seculară care definește o națiune. Omul în această perioadă devine mai bun, mai înțelegător. Dar eu cred că omul este bun, dar alergătura zi cu zi ne face câteodată să uităm uneori de suflet. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, doresc colectivul spitalului unde lucrez, Spitalul CFR, și tuturor bășcanenilor un Crăciun fericit, un an nou plin de bucurii, sănătate, fericire și să fim încrezători în puterea noastră că putem să depășim orice greutate în viitor. Crăciun fericit și la mulți ani! Iată că se apropie de sfârșit și anul 2014, moment de bucurie în care ne uităm cu un ochi la ce am realizat și cu celălalt la ce ne propunem să facem anul viitor. Și cu siguranță moment în care ne uităm cu toții la sacul moșului, sperând să ne aducă ceea ce ne-am dorit. Ne reîntoarcem cu toții la copilărie și la speranța în ceva mai bun. Noi cei de aici, echipa Centrului Medical Interdentis, vă dorim să aveți parte în primul rând de sănătate și apoi de sărbători liniștite, cu pace în suflet, cu bucurie, să-i aveți pe cei dragi aproape, să vă bucurați de ei, iar anul care vine să fie plin de lucruri bune, de vise împlinite și de tot ceea ce este mai frumos pentru dumneavoastră și pentru cei care sunt aproape de dumneavoastră. La mulți ani și sărbători fericite! Dragi pășcăneni, frumusețea iernii, ecoul colintelor și imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împliniri, iubire și fericire. Vă doresc tuturor să petreceți momente de tihnă și să aveți parte de armonie în sânul familiei. Un gând special se îndreaptă către copiii care așteaptă cu nerăbdare și emoție venirea zăpezii și a cadourilor. Dragi pășcăneni, în aceste momente magice, vă invit să reflectăm la trecut și să privim cu încredere către viitor. Vă doresc sărbători fericite, multă sănătate, iubire și nădejde. La mulți ani pașcani! La mulți ani, România! Sărbătorile de iarnă să vă găsească în case alături de cei dragi și să vă aducă în suflet bucurie, încredere și speranță. Anul care vine să aducă tuturor speranța unui nou început, energia necesară pentru îndeplinirea idealurilor propuse și înțelepciunea de a aprecia fiecare zi trăită. Crăciun fericit! La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colectivul Poliției Municipiului Pașcani transmite pășcănenilor și tuturor telespectatorilor dumneavoastră multă sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi, iar anul care vine să vă aducă prosperitate și numai împliniri. La mulți ani și sărbători fericite! Un an se apropie de final, altul așteaptă să înceapă. Privim încrezători spre anul nou și cu speranța
că acesta va aduce tuturor locuitorilor municipiului Pașcani un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. Procurorii și grefierii din cadrul instituției noastre vă urează la mulți ani! Din partea clubului sportiv Longho, care de asemenea face parte din viața municipiului Pașcani, doresc locuitorilor un sfârșit de an bun, un an nou fericit, doresc ca toți locuitorii să aibă parte de pensii întregi, salarii cât mai mari, prețuri cât mai mici la produse și servicii. La mulți ani la toată lumea! Vă doresc să aveți, în primul rând, multă sănătate. Vă doresc să puteți uita regretele trecutului, să puteți uita grijile pentru viitor, ca să puteți trăi timpul prezent. Vă doresc să trăiți cu sufletele liniștite sărbătorile de iarnă, alături de familiile dumneavoastră și de prietenii dumneavoastră. Vă doresc un an mai bun decât cel care a trecut, dar să nu îl așteptăm pasivi. Și să faceți fiecare ceva pentru a fi mai buni. De exemplu, să fiți voluntari în organizația noastră sau în oricare altă organizație de voluntariat care vi se potrivește. Veți avea ocazia în acest mod să descoperiți că bucuria de a oferi este infinit mai mare decât bucuria de a primi. Vă doresc un an cu sănătate și cu bucurii și vă salut cercetășește! Acum când sărbătorile de iarnă ne bat la ușă, transmit în numele colectivului Oficiului Pașcani 1 și al meu personal, prin intermediul postului dumneavoastră de televiziune, tuturor pășcănenilor multă sănătate, fericire, prosperitate, liniște sufletească, un an nou plin de satisfacție și bucurii, precum și tradiționala orare la mulți ani 2015 și sărbători fericite. Urez la mulți ani pensionarilor noștri și le dorim multă sănătate și să dea Domnul ca la anul să fim mai, eu știu, să răspundem mai ușor cerințelor lor și un an nou fericit și la mulți ani. Dragi veterani și văduvii de veterani, din partea ANVR-ului Iași, cât și al meu personal, vă urăm mulți ani fericiți, sărbători fericite, iar anul care vine, 2015, să vă găsească sănătoși și cu multă sănătate și fericire în viața dumneavoastră. La mulți ani! Încheiem, stimați concitadini, un an în care s-au petrecut evenimente substanțiale, evenimente politice și sociale deosebite, care sperăm să înrăurească în mod pozitiv anul viitor. Fie ca anul 2015 să ne aducă mai multă pace, mai multă liniște, mai multă prosperitate, bunăstare, deci mai multă normalitate. Asociația Pensionarilor Făclia vă urează la mulți ani și promite că se va implica și anul viitor în viața comunității pășcănenii. Încă o dată, la mulți ani și sănătate! Dragi pășcăneni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din partea primăriei municipiului Pașcani, vă dorim ca aceste sărbători să vă găsească alături de cei dragi, să aveți multă liniște și pace. Crăciun fericit! Crăciunul este o sărbătoare a familiei pentru că, de fapt, a pornit de la Sfânta Familie.
Așadar, această mare sărbătoare creștinească trebuie să ne găsească în mijlocul familiei ca simbol al uniunii, al dragostei dintre oameni, al bunătății și al dăruirii. Așadar, să fiți sănătoși de Crăciun împreună cu familiile dumneavoastră, lucrul cel mai important pentru fiecare din noi. Iar pentru anul care vine, să piară tot ce este rău, tot ce este negativ și să ne așteptăm la lucruri bune și niciodată să nu ne pierdem speranța că în anul următor va fi mai bine. La mulți ani, sărbători fericite tuturor pășcănenilor! Fiecare sfârșit de an ne dorim ca în anul următor să fie mai bine. Dar acest mai bine depinde și de ceea ce facem noi. De aceea, conducerea Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea urează acum în prag de an nou tuturor pășcănenilor, reprezentanților primăriei și Consiliului Local, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, sănătate, putere de muncă și proiecte îndrăznețe care să poată fi atinse în anul 2015. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, conducerea Liceului Tehnologic Mihai Busuioc adresează urări de bine tuturor angajaților, elevilor, părinților și tuturor colaboratorilor noștri. Să aveți sărbătorile luminate, de gânduri curate și să fie încălzite de dragostea celor apropiați. La mulți ani! Din partea Clubului Copiilor Pașcani și din partea mea, un an bun, cu sănătate, fericire, multe realizări. Îi pup pe toți copiii care au venit la Clubul Copiilor din Pașcani, sănătate părinților care i-au adus și au îndrumat spre Clubul Copiilor Pașcani și mai mult de atât ce să spun. Un an bun, sănătate și Crăciun fericit! Muzeul Municipal Pașcani urează tuturor colaboratorilor săi, atât din orașul Pașcan, cât și din suburbii care ne-au sprijinit cu un număr important de piese și în acest an, le urează sărbătorii fericite și să dea Domnul ca anul 2015 să fie un an mai bun din toate punctele de vedere. La mulți ani pe această cale! E vremea colindelor a bucuriei când minunea naștere Mântuitorului Iisus umple sufletele și le nobilează. Vă doresc un Crăciun fericit, îmbelșugat, alături de cei dragi, iar noul an să vă aducă sănătate, speranța într-un viitor mai bun, toleranță și înțelegere pentru cei de lângă voi, înțelepciune și succes în ceea ce v-ați propus să realizați. La mulți ani tuturor! În prag de sfinte sărbători, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care, în urmă cu un an, au pornit alături de noi în minunata aventură numită Academia Celor Mici, părinți, profesori, elevi. Dorim de asemenea tuturor locuitorilor municipiului Pașcani sărbători fericite, sănătate, liniște și un an mai bun. La mulți ani! Cu ocazia Crăciunului și anului nou, vă dorim ca sărbătorile de iarnă să vă aducă multă liniște, fericire, prosperitate și un an nou cu cât mai multe împliniri. La mulți ani, 2015! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, personalul Serviciului de Ambulanță Iași, Stația Zonală Pașcani, vă urează sărbători fericite, sănătate, bucurii, împliniri în noul an și echilibru. Cu ocazia sărbătorilor și a tuturor tradițiilor și obiceiurilor specifice acestei perioade, un an nou fericit și un la mulți ani călduros!